Motocicleta ți-ai luat? Ai primit? Nu. Nu, trebuie să mai... Încă sunt prea tânăr. Încă sunt prea tânăr. Bine, iubesc motocicleta și mă uit la... Nu, eu încă... M-am eu uitat la... Mi-ai făcut o mare, mare, mare bucurie cu cadoul tău. Dar nu știi de câte ori mă uit la filmul ăla. Da, nu discutăm. Dar... Foarte interesant, știi, când te uiți, privești înapoi și mă uit în albume sau ceva, vă retrăiesc viața, activitatea. Și de multe ori greșesc și fac comparații. Dar foarte repede renunț să fac comparații. Renunț și mereu. Facem oglinda și ne ducem la... În regulă. Cam dacă vreau să te întreb, cum a fost primul an al celei de-a doua tinerețe a tale? A fost o perioadă 70-71, da? Cum a fost anul 2008? Primul an cu 7. Asta e... Primul an cu 7. Da. Deci vrei să spui că a doua tinerețe a mea este din 2008 încoace. Poți să o numești așa. Nu mi-a fost ușor. Pentru că șansa mi-a oferit o total altă cale de urmat. E om de producție convins, om care doresc oameni în jurul meu, mulți și nu puțini. Am rămas cu foarte puțini oameni și cu foarte multe treburi. Și m-am adaptat, readaptat la o muncă care nu mi-era chiar la ordinea zilei mie. Dar să știi că contribuie la întinerire. Pentru că te pune să muncești cu capul mai mult și chiar fizic. Munca este o terapie. Munca este o terapie. Recomandabilă. Tuturor, celor de la tinerețea a doua? Tuturor de la tinerețea a doua le recomand muncă. Muncă și mișcare. Eu fără muncă m-aș topi într-o lună. Nu pot să accept o zi fără să fac ceva. Probabil că viața m-a obișnuit cu acest lucru de mic, că am muncit mult și acum e o necesitate vitală pentru mine. Muncesc cu mult mai puțini oameni, dar cu probleme mari, și care încercăm să le dăm un final plăcut, un final eficient. Sper să reușim. Am avut șansa să nu fiu prins într-o situație neplăcută de criză. Tot în 2008. Acum am un colectiv mai mic, dar extrem de activ, extrem de eficient, și sper ca munca noastră, a mea și a celorlalți colegi de o viață, să o putem valorifica cât mai bine. Rana aceea deschisă de vânzarea fabricii Flacăra... Aia nu mi se poate, nu mi se poate vindeca în timpul vieții, nu cred. Nu îți poți imagina ce a însemnat pentru mine acea muncă de 47 de ani, zi de zi, cu Flacăra în Leotex și în celelalte societăți care le-am avut de producție. E greu pentru cineva să... I-aș mulțumi foarte mult cuiva să mă poate vindeca de această suferință, care este o suferință sentimentală mai mult, dar tot ce am făcut, spun că am făcut bine și așa trebuia făcut. Da, și pentru ceilalți... Suferința restrâns. Nu mai este așa de bineînțeles, bine că nu este atât de insuportabilă, pentru că intervine și rațiunea. Rațiunea îmi spune că tot ce... Calea care am urmat-o a fost singura, bună, pentru noi, pentru cei care am rămas în continuare să continuăm. Cea mai bună, cât și pentru toți acționarii firmei. Deci judecând acum, mă felicit enorm că am fost în stare să mă conving să trec la această acțiune. Eu sunt un mare iubitor de oameni, după cum știi. Am încercat toată viața să fac bine și am auzit un proverb arab extraordinar care nu o să-mi iasă niciodată din